Misterul în jurul copilului despre care vecinii cred că este posedat se adâncește. În jurul băiatului de 11 ani se întâmplă lucruri care depășesc puterea de înțelegere. Familia l-a dus la spital și la biserică, dar nici medicii, nici preoții nu par să găsească o explicație. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Dincolo de aceste porți s-au întâmplat în ultima vreme lucruri stranii pe care sătenii din Naipu le atribuie băiatului de 11 ani. O ploaie de pietre s-a bătut de nicăieri peste casa bunicilor. Să vede cum e pe casă, cu ce am rămas și pe acolo, uite, rămase și am și în parte și pe acolo, peste tot, a dat în stil barbar. Bunicul băiatului susține că tot ce se întâmplă e ca un blestem. Paharele și farfuriile zboară prin casă fără să le atingă nimeni. Ce am venit aici? Am desfăcut capacul asta, am aruncat prunul acolo, am pus capacul așa și am pus așa și cum închideam și am avut o țăcănitură. Când am, în momentul când am trecut încoace, am observat ceva sticlind. Când mă uit, două monede de câte zice bani, zice că e pus și așa în linie, cu mâna. Nu pot să identific acest fenomen care se abate asupra lui și îl provoacă și nu-i lasă liniștea în pace. O vecină a mers să vadă dacă ce se zvonește e adevărat, dar s-a speriat foarte tare când a intrat în bucătăria familiei. Toala mare, 6 kg, așa minionă, jos, lângă... N-a dezărit. Nimeni, dar ca, zicea că acum ai lua-o, dacă e de pământ așa, s-a întâmplat. M-a speriat rău, da. Ceva necurat. Copilul a fost internat pentru analize psihiatrice, dar acestea au arătat că este perfect sănătos. Părinții l-au dus chiar și la biserică. Oamenii bătrâni tind să creadă în anumite entități de-astea. Ar fi în cauza lui Măsa Mare. Măsa Mare iar le-ar da pietre pe casă, le-ar face și ar fi vorba că s-a băgat în copil. Eu nu vine crede treaba asta. Porcării. Cum nu e nimeni acolo, se întâmplă nimic. Cum e cineva acolo, cum... Și că e fenomene. Copilul a fost un copil normal, îngrijit de părinți, de bunici, un copil liniștit. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe spun că băiatul nu este posedat. Trebuie noi înșine să ne rugăm, noi înșine să ne implicăm într-un act spiritual profund și acești părinți pot să facă lucrul acesta spre liniștirea atmosferei în care trăiesc în casa respectivă. Oricum, nu li se poate întâmpla nimic rău, pentru că Dumnezeu nu îngăduie niciodată o victorie a demonului în viața noastră. Ca o sinistră coincidență, un tânăr de 19 ani s-a sinucis în vecini zilele trecute. Adrian Bujoaică este la Naipu, județul Giurgiu. Bună ziua, Adrian! Cum se explică faptul că fenomenele stranii continuă, deși copilul nu este acasă? Bun găsit, nimeni nu poate explica acest lucru, mai ales că în ultima perioadă de când copilul a plecat și a fost internat în spital, nu s-au mai înregistrat astfel de fenomene. Totul până astăzi, atunci când bunicul acestui copil de 11 ani a descoperit cu uimire mai multe fenomene stranii, chiar în curtea casei sale, a rămas chiar în acele momente, pentru că eram alături de el, a rămas uimit, nu a știut cum să reacționeze. De altfel, foarte mulți dintre vecini nu au o explicație pentru cele întâmplate în această comună și spun că singurul care îi mai poate ajuta în această situație este doar preotul din sat, căruia îi cer să facă o slujbă specială pentru ca ceea ce cred ei a fi un blestem abătut spre peste această localitate să dispară. De cealaltă parte, știm în aceste momente că, din punct de vedere medical, copilul este sănătos, însă rămâne de văzut dacă astfel de evenimente stranii se vor mai înregistra de îndată ce el se va întoarce în această localitate. Deocamdată atât de aici, Anca. Adrian, îți mulțumim pentru informație.